Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Aud mereu expresia "trebuie să fii șmecher" și mă întreb ce înseamnă această șmecherie, pentru că am o vagă impresie că e înțeleasă puțin greșit. Pe Dex, cuvântul șmecher vine din germană și înseamnă persoană cu gust rafinat, persoană care știe să iasă din încurcături, abil, dezghețat, isteț și iret. Iar mai jos scrie, tânăr care caută să se remarce ca om de spirit prin manifestări ostentative și impertinente, menite să epateze și să scandalizeze pe cei din jur. Așadar, sunt două definiții, prima a fost bună, iar cea de-a doua, ultima pe care am spus-o, rea. Dar eu cred că dacă vrei să fii șmecher cu adevărat, trebuie să urmezi pe cea bună, așa că astăzi am să spun 5 lucruri care te fac șmecher și 5 lucruri care te fac opusul șmecherului, mai exact un fraier. Hai să vedem despre ce e vorba. Am să încep cu primul lucru care nu te face șmecher și anume că îi hărțuiești pe alții și rezolvi conflictele prin violență. Această situație este întâlnită mai ales la școală când un copil se ia de altul, face mișto de el, râde de el pentru că nu îi se aseamănă, pentru că poate are o freză mai neconvențională, poate se îmbracă diferit sau poate că hărțuitorul observă că cel pe care îl bagiocorește nu e în stare să-i țină piept și asta îi oferă un sentiment de superioritate. Acest comportament de asuprire a celorlalți apare cel mai des la copiii care au probleme în familie. Poate că nu au primit suficientă atenție în familie, poate că n-au fost suficient de socializați sau poate că părinții sunt despărțiți și suferă din cauza asta. E bine, dacă te regăsești în situația asta de a avea probleme în familie, sfatul meu este să găsești pe cineva căruia să îi te deschizi, să spui ce ai pe suflet. Poate să fie un prieten, poate să fie un apropiat. Este o idee mult mai bună să ceri ajutorul decât să zverși ura și resentimentele pe cei din jur hărțuindu-i, pentru că ei nu au nicio vină în legătură cu ce ți se întâmplă ție acasă. Și nu te face cu nimic mai șmecher dacă râzi de ceilalți, faci mișto de ei sau îi faci să se simtă prost. Tot în această categorie de hărțuire intră și oamenii care pur și simplu sar la bătaie din cel mai mic inconvenient produs de ceilalți. Sunt acei oameni impulsivi care își impun legea prin bătaie și frică și îți spun clar că nu sunt șmecher. Primul lucru care te face șmecher este că îi respecti pe cei din jur, îi protejezi pe cei care nu sunt în stare să se protejeze singuri și ierți atunci când ți se greșește. Un om șmecher are deja stimă de sine ridicată și știe ce îi poate pielea fără să îi hărțuiască sau să îi împingă pe ceilalți în jos doar ca să arate cât de puternic e el. Un om șmecher se poartă frumos cu ceilalți și respectă pe cei care merită respect. Un om șmecher atunci când intră într-un conflict încearcă să abordeze situația cu calm și să aplaneze conflictul, nu să îl încingă și mai rău. Asta înseamnă că abordează conflictul rațional și încearcă să înțeleagă poziția celuilalt și în același timp să își spună dorințele fără să încingă conflictul prin certuri sau chiar bătăi. Și nu în ultimul rând, un om șmecher iartă atunci când i s-a greșit pentru prima dată, pentru că e conștient că e posibil să greșească și el și va cere iertare la rândul său. Al doilea lucru care nu te face șmecher este să ieși în evidență printr-un comportament necivilizat. Nu ești șmecher dacă țipi pe stradă, dacă înjuri la fiecare propoziție sau faci bălți pe jos de la atâta scuipat. Acestea sunt doar niște exemple de lucruri care te scot în evidență într-un mod negativ și te fac mai degrabă necivilizat și bădăran decât șmecher. Pe de altă parte, al doilea lucru care te face șmecher este faptul că ai maniere, acele chestii aparent mici, dar care fac o mare diferență. De exemplu, deschizi ușa pentru o femeie, spui te rog și mulțumesc la magazin și mesteci guma cu gura închisă. Aceste lucruri arată faptul că ai maniere și fac diferența între un șmecher și opusul șmecherului. Al treilea lucru care nu te face șmecher este că înșeli, furi sau minți. Poate din cauza faptului că ai crescut sărac, poate din cauza faptului că ai un anturaj prost, poate din cauza faptului că vezi la alții ce tu nu ai. Ales să mergi pe calea răului. Poate din aceste cauze te gândești cum să păcălești pe cineva, cum să faci o escrocherie, cum să mai faci o găinărie. Pentru că asta pare calea ușoară. Ei bine, eu cred că scopul nostru cel mai mare de pe acest pământ este să lăsăm lumea mai bine decât am găsit-o atunci când ne-am născut. Și dacă alegem această cale a răului, calea ușoară,
cred că ne-am ratat complet scopul. De aceea, al treilea lucru care te face șmecher este să fii de încredere și cinstit. Normal că e mai greu să spui adevărul, normal că e mai greu să faci bani cinstit și normal că e mai greu să fii de încredere. Dar gândește-te puțin la haosul dintr-o societate în care toată lumea ar minți pe toată lumea și ar da în cap ca să fure ce are celălalt. Ei bine, dacă tu alegi calea aceasta a răului, noi toți oamenii suntem mai aproape cu un pas de acea societate. Și de asta e foarte important să faci alegerile corecte și să-i tratezi pe ceilalți așa cum ai vrea să te trateze ei pe tine, pentru că noi toți suntem interconectați. Fiecare acțiune a ta are un impact asupra celorlalți și depinde de acțiune. Dacă e pozitivă, va avea un impact pozitiv. Dacă e negativă, va avea impact negativ. Așadar, un om șmecher se va gândi cum să devină competent, cum să aibă un impact pozitiv asupra lumii în care trăiește, nu cum să fure, să înșele sau să mintă, pentru că șmecheria aferentă acestor lucruri se va termina la un moment dat. Al patrulea lucru care nu te face șmecher este să te lauzi. Dacă te afli într-o poziție bună, să spunem din punct de vedere financiar, ar trebui să fii recunoscător pentru asta și să-i mulțumezi lui Dumnezeu, mai puțin să te lauzi. Al patrulea lucru care te face șmecher este să fii modest, să-i lași pe alții să te laude și la rândul tău să le întorci favorul. Lauda nu este ok pentru că există diferențe între oameni. Să zicem că tu ai mai mulți mușchi decât prietenul tău. Asta nu înseamnă că trebuie să te lauzi în fața lui, pentru că el poate are un corp diferit de al tău, nu poate să crească mușchi la fel de repede. Nu toți plecăm de la același nivel, de aceea cred că lauda nu este justificată și ar trebui redusă de noi toți. Al cincelea lucru care nu te face șmecher este că ești dispus să calci pe cadavre pentru propriul interes. De asta ne întoarce la punctul 3, pentru că poți să furi, să minți, să înșeli doar ca să-ți fie ție bine, pentru că nu contează altcineva, nu contează cât rău faci, atâta timp cât îți e ție bine. Dacă îți urmărești doar propriul interes și nu contează ce consecințe au faptele tale și nu ai un compas moral care să facă diferența între bine și rău, nu ești șmecher. Și asta ne duce la al cincelea lucru pe care un șmecher îl face, și anume să-i ajute pe ceilalți. Să-ți urmărești propriul interes nu este un lucru rău. Este rău când interesul tău înseamnă suferința celorlalți. În schimb, încearcă să-ți urmărești propriul interes, iar pe lângă asta, interesul familiei, cât și al societății în general. Asta înseamnă să fii un om bun și șmecher. Să te ajuți pe tine, dar în același timp, făcând asta, să-i ajuți și pe ceilalți. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă ai o problemă urgentă, poți apăsa butonul alătură-te de mai jos și vei primi numărul meu de telefon, unde îmi poți trimite mesaj, iar eu îți voi răspunde în aceea zi, mult mai repede decât pe Instagram, unde răspund cam la 2 săptămâni. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!